Irina Ciobanu, bine ai venit! Bravo, fetelor! Bună dimineața și bine v-am regăsit cu multă energie, așa cum am obișnuit de care fiecare dată. Ce-am văzut mai devreme? Astăzi am văzut un dans de caracter, un dans spaniol, executat de cursantele școlii de dans Vogue. Ele sunt cursantele noastre de aproximativ 7 ani. Sperăm cu toată încrederea și cu toată ambiția să participăm la următorul concurs, primul concurs, de fapt, în formă fizică, după aproximativ un an, All Style Dance Competition la București. Acest concurs va avea loc și pentru cei ce vin din zone cu o incidență mai mare, adică online. Da. Se va desfășura pe 3 zile. Vineri, 26 martie, va fi partea online. Sâmbătă și duminică, 27 și 28 martie, partea fizică. Bineînțeles, respectând toate normele pentru a putea participa. Noi ne bucurăm și sperăm să aibă loc. Încă avem ceva emoții, dar cu siguranță organizatorii vor organiza absolut totul așa cum trebuie. Perfect. Spui că fetele practică de 7 ani dansul, da? Da. Ce vârstă au acum? 11 ani. 11 ani. Da. Mulți înainte. De la ce vârstă ar trebui să vină minim 4 anișori și neapărat să meargă aproximativ 6 luni înainte la grădiniță, să fie obișnuiți cu reguli, cu să stea singur, cu colectivul și așa mai departe. Acum a fost perioada aceasta cu întrerupere, dar ușor, ușor ne repunem în mișcare. Corect. Care ar fi beneficiile dansului pentru un copil? Mai ales pentru fetițe. Le dă o anumită eleganță, o anumită ținută. Și fizic și psihic dezvoltă mult mai bine un copil ce face sport. Are un program bine stabilit și atunci copilul știe exact ce are de făcut. Adică nu este lăsat la voia sorții. Clar, adică un copil ce face sport în general, corect. Are și o anumită sănătate. Copilul ce face sport întotdeauna va fi mult mai sănătos decât cel ce din toate punctele de vedere, și psihic și fizic. Exact. Și mai ales pentru fete, baletul dezvoltă frumos, armonios corpul. Ce vreau să te întreb, copiii sunt testați pentru a intra la cursurile astea sau participă orice copil și vedeți în funcție de cum evoluează? Se fac înscrieri. Așa. Și copilul, aproximativ o lună, maxim două, se triază grupa. Copilul este cel mai bun barometru. Copilul se duce acasă și spune: mami, vreau să mai vin sau nu? E corect. Copilul, dacă vede că nu face față și nu-i place, nu mai vine. Clar. Da. Și de asemenea și copiii aduși cu forța, dar la școala noastră de dans le spune și le explicăm că sunt și alte sporturi unde pot încerca și pot duce copiii pentru aceste cursuri de inițiere. Asta e bine de știut pentru părinți. Adică, bun, îți aduci copilul, da, să facă dans, să facă un sport, dar dacă după o anumită perioadă de timp vezi că el nu dă rezultate, nu este priceput, dar copiii, de fapt, sunt cei mai sinceri. Și ei spun: vrem să... Irina, că sunt și copii care poate n-au chef așa, s-au învățat, preferă să stea pe telefon decât să vină să facă... Pe acei copii trebuie instruiți de acasă, că sportul înseamnă timp, înseamnă implicare și atunci părintele joacă un rol foarte important pentru a explica exact copilului ce înseamnă sportul, ce înseamnă o activitate constantă. Rezultatele se văd după an de muncă, adică un an de zile, gata, mergem la televizor. Nu, e chiar așa. Dar cam și la timp, concursuri. Cam în cât timp îți poți da seama că un copil are reale calități și are un de real un copil, talent? Copiii talentați, nativi, din prima ședință îți dai seama. Da? Pentru că au ureche muzicală, simt muzica, au așa sangre caliente, simți că rup podeaua. Da. Într-adevăr, sunt și copii lucrați în timp și își dezvoltă partea artistică. Da. Care erau mai timizi la început. Exact. Încet prind încredere. Și ele erau foarte timide la început. Vă dați seama, au venit la 4 ani. Și acum nu mai au nicio... Sunt foarte dezvolte. Felicitări! Mulțumim tare mult că ați trecut astăzi pe la noi. Da, și mult succes la competiții.